Bună ziua, stimați ascultători! Ne aflăm la sediul biroului consular Melbourne al Ambasadei României din strada St. Kilda, numărul 448, și avem plăcerea de a o intervia pe doamna ambasador Nineta Bărbulescu, ambasadoarea României. Doamna ambasador, fiți binevenită la emisiunea noastră! Bună dimineața! Mulțumesc pentru această oportunitate! Primul rând, pentru că avem acest eveniment care eu îl consider cel mai mare eveniment politic românesc al anului, alegerile prezidențiale. Cred că au avut loc unele schimbări și nu știu dacă sunt așa de bine cunoscute, din păcate. Puteți să ne spuneți ceva despre schimbările care au avut loc în alegerile prezidențiale? Cu siguranță, și mă bucur că avem această discuție, iată, astăzi 8 noiembrie, cu doar jumătate de oră înainte de a debuta oficial programul de votare pentru românii care se află astăzi vineri, mâine și duminică în Melbourne, în Victoria sau în Australia sau în Noua Zeelandă. Deci aveți dreptate, este cel mai important eveniment politic al anului, alegerea șefului statului în sistemele constituționale care permit această prerogativă. Este un moment foarte important, este exercitarea unui drept politic, dreptul de a vota, și ce este important este faptul că România face parte dintre cele 20 de state ale Uniunii Europene care permit și încurajează votul în diaspora românească. Cu alte cuvinte, iată, și românii de la capătul lumii pot veni și cu un act de identitate valabil, un buletin de identitate, o carte de identitate valabilă, un pașaport românesc valabil în ziua votării și pot exprima opțiunea pentru unul dintre cei 14 candidați pe care îi avem pentru turul 1 al alegerilor prezidențiale din România. Într-adevăr, au fost câteva schimbări, pentru că față de momentul 26 mai 2019, când românii au votat, românii de pretutindeni au votat pentru membrii în Parlamentul European trimiși de statul român, au apărut câteva schimbări. O schimbare mare este votul prin corespondență. Din câte am văzut în domeniul public, aproximativ 41.000 de români din toată lumea au optat pentru această nouă modalitate de vot prin corespondență. Poate rețineți, domnule John Jonea, că în 2016 a mai fost o încercare de vot prin corespondență. Trebuie să recunoaștem că încercarea de acum are mai mare anvergură, un succes mai mare față de 2016, dar încă nu este poate la nivelul la care ne-am fi așteptat. Deci, votul prin corespondență. Acum vreo săptămână erau 17.000, da, de returnări. Dar persoanele care au votat, au optat să voteze prin corespondență, au avut variantă fie să trimită plicul cu votul respectiv în România, fie să trimită acel plic la una dintre misiunile sau consulatele României din țara unde își au reședința. Deci, practic, din cei 41.000, dacă sper să nu mă înșel și să fie cifra finală, aproximativ, iată, o treime au optat deja. De altfel, până ieri, 7 noiembrie, ora miezul nopții, au fost luate în considerare toate plicurile primite, fie la ambasade sau consulate, fie direct în România. Pe de altă parte, sigur, mai ales în zonele europene, s-a constatat că au rămas, ca și în scrutinul precedent, foarte mulți români care nu au avut timp fizic să-și exercite dreptul de vot în duminica votului, că știți, în România există avem această tradiție de foarte mulți ani de a vota duminicile. Iată, aici în Australia, pentru alegerile australiene, se votează sâmbetele. Deci fiecare țară își construiește o tradiție. Având în vedere acest fapt, Parlamentul României a adoptat o
lege nouă care a fost promulgată de președinte în legătură cu desfășurarea votului numai pentru cetățenii din diaspora pe parcursul a 3 zile. Iată de ce, la prânz, la ora 12, în fiecare locație, ora fiecarei locații, se poate deja veni la vot și debutează votul vineri 8 noiembrie. Până la ora 21 se încheie votarea, cu posibilitatea, deci fiecare președinte de secție de votare are prerogativa de a prelungi. Dacă la ora 21, știu și eu, este un grup de români sau sunt români care încă așteaptă să-și exercite dreptul de vot, prerogativa oricărui președinte de secție de vot este să prelungească programul încă 3 ore, până la ora 12 noapte. Mâine, sâmbătă, 9 noiembrie, votarea va începe la ora 7 dimineața, tot până la 9 seara. Și la fel și duminică, ziua a treia și ziua finală. Deci aceasta este o altă noutate, faptul că se poate vota în diaspora pe parcursul a 3 zile și care sperăm să se reflecte și în numărul românilor care reușesc să vină la vot și să-și marcheze opțiunea politică de care se pot bucura. Deci aș spune că aceste două aspecte sunt mai vizibile. Sigur, sunt și aspecte de, dacă vreți, de bucătărie internă, pentru că se votează, spuneam, un document românesc valabil, dar fiecare document, fiecare cetățean care vine la vot și dorește să voteze, documentul pe baza căruia votează este practic, se interoghează o bază de date la București și în timp de milisecunde, deci vorbim de un interval de timp foarte scurt, baza de date respectivă pe care o interoghează prin terminale operatorii numiți în acest sens, pune un diagnostic care poate fi cetățeanul respectiv este înscris pentru votul prin corespondență, de exemplu, și atunci nu mai poate să-și exercite acest drept de vot la secție. Sigur, cu o excepție dacă s-a întâmplat o anomalie, știu și eu, poate nu a reușit să expedieze sau n-a putut să expedieze votul sau chiar n-a primit plicul, își asumă o declarație pe proprie răspundere că nu a votat până la acel moment prin corespondență și își poate exercita votul. Da, sigur, procedura este un pic mai sofisticată. Baza de date poate să indice ca un caz excepțional faptul că, știu și eu, este înscris pentru vot la secție, știu și eu, în România, de exemplu. Cetățeanul s-a înscris online pentru vot la secție, dar la momentul când s-a înscris, nu știa că va fi, de exemplu, va călători în Australia, la Melbourne, știi? Deci, cu acordul președintelui secției de votare, se poate exercita dreptul de vot și cu garantarea, acest sistem, de fapt, electronic, garantează că nu se votează multiplu, ceea ce, sigur, potrivit legii române, este infracțiune. Aștept cu mare interes și aș adăuga chiar cu drag să revăd pe românii pe care am avut ocazia să-i cunosc de-a lungul anilor aici în Melbourne și mă bucur că am o echipă frumoasă de voluntari care exercită prerogativele de membri și operatori în comisia de vot. Biroul consular este singurul centru de votare în Melbourne. Da, este singurul centru de votare în Melbourne, în Dar, Victoria. Dar, evident, este așezat foarte central și... Există chiar, știți, există linii de tramvai care opresc chiar pe San Kilda. Deci, cum bine ați spus, adresa este 448 San Kilda, etajul 5. Și pentru cei care doresc să facă o plimbare frumoasă, de altfel e o zi foarte frumoasă, apare chiar o zi însorită față de ploaia de ieri, mi se pare că am aranjat și vremea și da, așteptăm cu interes. Domnul ambasador, ne aflăm la biroul consular din Melbourne
care a fost înființat în vremea stagiului noastră și care cred că este un pet project al dumneavoastră. Categoric este, din punctul meu de vedere, deschiderea unui oficiu consular permanent la Melbourne este de departe proiectul pe care l-am urmărit cu asiduitate ani de zile și care are și cel mai mare impact asupra românilor și nu doar asupra românilor din Victoria, dar și asupra românilor care locuiesc în Australia de Vest, în Australia de Sud, asupra românilor care locuiesc în Noua Zeelandă. Și mai nou, începând de acest an, am extins competența consulară a biroului consular și asupra celor foarte puțini, dar există români în statele insulare din Pacific. Există români în Fiji, am cunoscut, există români în Samoa, în Vanuatu, există cu siguranță români și poate în alte state insulare, doar am menționat statele unde chiar m-am întâlnit cu români care locuiesc în aceste state insulare și mi s-a părut corect ca măcar din Australia să avem o protecție consulară pe care statul român și-a asumat să o acorde pentru cele mai îndepărtate comunități românești, cele mai îndepărtate de țară. Biroul s-a deschis în iunie 2018. Așa este. Iar din septembrie 2018 am operaționalizat quasi complet, aș spune, în sensul că din septembrie anul trecut se pot depune cereri de pașapoarte, inclusiv cereri de pașapoarte românești și se pot, sigur, prelua pașapoartele celor solicitanților de pașapoarte. Îmi închipui că deschiderea acestui birou consular în Melbourne a contribuit la mai multe pașapoarte românești, noi sau reînnoite, și la un mai mare număr de votanți decât înainte. Da. E corect? Puteți cuantifica treaba ce aceasta? Ce pot să vă spun? Iată, acum două luni, la încheierea mandatului primei echipe consulare care a venit la Melbourne, domnul consul Daniel Beșliu, șeful oficiului consular, și doamna Mihaela Beșliu, numărul serviciilor consulare prestate în această perioadă, iunie 2018, august inclusiv 2019, a fost de peste 1000, undeva 1200. Sigur, mă refer la toate serviciile consulare, pașapoarte, procuri de pensie, procuri de succesiune, deci o gamă variată de servicii consulare. Singurele servicii consulare care nu se pot realiza la Melbourne, ci doar la Consulatul General de la Sydney, sunt vizele românești. Dar aceasta nu privește cu siguranță cetățenii români, deci persoanele care au cetățenie română nu sunt, să spunem așa, afectate. Poate undeva în viitor să reușim extinderea și operaționalizarea deplină și a acestui birou consular. De la 1 septembrie colaborăm aici la Melbourne cu domnișoara consul Claudia Bejenaru, o persoană foarte, foarte activă și face față, aș spune, cu brio și cu profesionalism și chiar entuziasm, în condițiile în care este și singura persoană angajată a biroului consular. Resursa umană este foarte limitată pe partea consulară, iar statul român, Ministerul Afacerilor Externe, face eforturi de a reuși să asigure consul de carieră în toate consulatele românești de pretutindem și vorbim de peste 100 de astfel de oficii consulare. Deci, pentru că diaspora românească este întinsă pe tot mapamondul, literalmente, iată că și protecția consulară a evoluat, aș spune, spectaculos în ultimul deceniu. Da. Urăm mult succes biroului consular și urăm mult succes în actualele alegeri prezidențiale. Vă mulțumesc. Aveți un număr aproximativ la ultimile alegeri la europarlamentare? Cam câți români au fost în Melbourne și în Australia? Cred că au fost în jur de 1400 în toată Australia.
Melbourne, cred că în jur de 700, sper să nu greșesc, ca ordin de mărime. Dar putem face și o comparație, dacă vreți, absolut statistică, apropo de ce spuneați dumneavoastră. Cu siguranță, la ora la care vorbim, în luna noiembrie 2019, numărul românilor din Victoria și din Australia care au pașapoarte românești valabile este mult mai mare decât cel care a fost, de exemplu, în acum 5 ani la prezidențiale din noiembrie 2014. Mai mult decât atât, față de noiembrie 2014, atunci a fost prima dată când am propus și ministrul Afacerilor Externe de atunci a aprobat să deschid pentru prima dată secție consulară, secție de votare la Perth, în Australia de Vest, în 2014. Deci atunci aveam 5 sedii, 5 localități din Australia unde s-a votat, plus Auckland, Noua Zeelandă. Deci în 2014 s-a votat la Canberra, Melbourne, Sydney, Brisbane și Perth. Ulterior, la alegerile din 2016, am extins 5 la 6 localități și din 2016, inclusiv astăzi, se votează și la Adelaide, în Australia de Sud. Și acolo avem cel puțin 1000 de români autoidentificați ca atare. Deci, mie mi se pare că o comunitate care numără minimum 1000 de români și este atât de departe, la sute de kilometri, de altă secție de votare, cumva este îndrituită să aibă o secție de votare în localitate. Și cred că 6 localități, localități mari, orașe, capitală de state australiene și sigur capitala țării, este decent, este un număr decent, nu anvizajez să fie mai multe secții de votare în viitor. Dar pentru acest scrutin electoral, practic în 2014, numărul românilor care au votat aici la Melbourne, cred că a fost în jur de 1000. Nu vreau să fac nicio predicție, mai ales că în sistemul românesc nu este o obligație, spre deosebire de sistemul australian. Deci în legea australiană este obligația de a vota, în legea românească este dreptul de a vota. Deci nu aș dori să anticipez, probabil însă că putem fi siguri că numărul românilor care își vor exprima de-a lungul celor 3 zile dreptul de vot poate depăși 1000, cred că lejer. După aceste alegeri prezidențiale, ce proiecte mai aveți pe biroul dumneavoastră? Mulțumesc de întrebare. Am câteva proiecte. Unul este să extind rețeaua consulilor onorifici români din Australia și în Queensland. Deci finalizarea procedurii de numire a unui consul onorific al României în statul australian Queensland. La ora la care vorbim avem un consul onorific în Australia de Vest, unul în Australia de Sud. În Australia de Vest avem pe doamna Raluca Alexa Mărioara, care este și președinta secției de votare de la Perth, secția de votare numărul 14, dacă nu mă înșel. În Australia de Sud, președinta secției de votare este doamna Ileana Corban, consul onorific la Adelaide. Avem o consuliță onorifică a României, dar australiancă, în Tasmania, din iulie. Doamna Rachel Rose este curatoarea cele mai mari colecții de artă românească din lume, care se află la Universitatea din Tasmania. Deci spuneam, vom avea al patrulea consul onorific în Queensland foarte curând și de asemenea tot pe această linie intenționez numirea unor consul onorifici ai României în 3 dintre statele insulare din Pacific, acolo unde am identificat și câțiva români, dar și oportunități de comerț bilateral. Poate discutăm altă dată pe larg. Și nu în ultimul rând, de la 1 ianuarie 2020 voi prelua funcția de decan al corpului diplomatic din Canberra. Sunt onorată pentru această oportunitate. În prezent, de fapt de 2 ani, sunt decănița doamnelor ambasador din Australia. Corpul diplomatic de la Canberra are 109 ambasadori. Este o oportunitate de vizibilitate, nu neapărat pentru mine, ca diplomat de carieră, dar pentru România și sper să îndeplinesc cu demnitate și cu creativitate și această nouă provocare în mandatul meu de ambasador aici. Sigur că veți reuși, vă urăm mult succes și vă mulțumim pentru timpul care ne l-ați acordat. Cu mare plăcere și vă așteptăm la vot!
venim. Mulțumim și domnului Bentodică, care a avut amabilitatea să ne sprijine. Sărmânele, mulțumesc. Mă bucur să vă cunosc. Și eu mă bucur să vă cunosc în sfârșit. Asemenea.